Acum că a revenit la Feceari și Cătălin Doman își dorește să aducă echipa din nou în Liga 1. Cum toți au așteptări destul de mari din partea lui, mijlocașul piteștean speră să nu dezamăgească pe nimeni și să dea tot ce are mai bun pe teren. Eu sper să promovăm, chiar dacă nimeni nu ne dă nicio șansă, vreau să fim o surpriză plăcută și să promovăm cu această echipă tânără și talentată pe care o avem la momentul ăsta. Sper să nu dezamăgesc pe nimeni și să-mi ajute echipa să ne îndeplinim obiectivul pe care l-a șerut toată lumea, promovarea. Și antrenorul său are numai cuvinte de laudă la adresa lui Cătălin Doman. Viorel Dumitrescu este convins că în cel mai scurt timp jucătorul al Violet va ajunge din nou în Liga 1. În primul rând trebuie să aibă el așteptări de la el, nu? Pentru că a venit de la un nivel. După părerea mea, nu este un pas înapoi. Ne va ajuta cu siguranță și sunt sigur că în cel mai scurt timp va merge la divizia. Dacă nu cu noi, la altă echipă. Cătălin Doman s-a întors în această vară la Pitești după ce împrumutul său la clubul Lancaran a expirat.